Este în direct cu noi dr. Octavian Bucur, cercetător științific gradul 1, director general al Institutului de Cercetare Dezvoltare în Genomică. Bună seara și bine ați revenit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Bună seara! Este o mare plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră și mai mult este o onoare să îl avem în studio astăzi pe domnul rector Viorel Ginga, unul dintre promotorii principali ai genomicii și dezvoltării genomicii în România și nu numai aceasta, ci și la nivel internațional. Așa este, și citeam o știre care suna așa: în mai 2023, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a început un proiect important de crearea Institutului de Cercetare Dezvoltare în Genomică. Primii pași pentru înființarea Institutului au fost făcuți în 2021 prin aprobarea unei hotărâri de guvern la inițiativa Universității Carol Davila. Și mai citeam așa că România a obținut o finanțare europeană prin Programul Operațional de Sănătate de dezvoltare a cercetării genomice în țara noastră. Spunea știrea că se înființează o rețea națională de medicină genomică, mai multe centre de cercetare, banii vin de la Uniunea Europeană. Spuneți-mi, domnule doctor, dumneavoastră mai multe despre ce este vorba. Mulțumesc, cu mare plăcere. În prezent, din octombrie 2023, sunt director general al Institutului de Cercetare Dezvoltare în Genomică din București, institut care se află în subordinea Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și care are ca scop principal dezvoltarea infrastructurii naționale de genomică. Acest institut, împreună cu universitatea, își dorește să creeze un pol important de genomică la nivel național și, bineînțeles, să putem să devenim potențial chiar un pol la nivel regional și internațional împreună cu partenerii noștri care la nivel național. Prin proiectul ROGEN, proiect care sperăm noi va începe în a doua jumătate a acestui an, proiect ROGEN condus de doamna profesor Simona Dima, directorul științific al Institutului Fundeni, se dorește crearea rețelei naționale de genomică, care cuprinde peste 20 de parteneri din țară, institute, universități, toate entitățile care au legătură cu genetica și genomica din instituțiile importante. Și prin această rețea națională se dorește dezvoltarea, în primul rând, a cercetării genomice în România, pentru a putea să aplicăm ceea ce se dezvoltă în clinică. Și este important de spus că genomica în perioada următoare, noi credem că genomica va revoluționa actul medical și sperăm ca și România să ia parte la această inițiativă. Așadar, v-ați întors după 15 ani de Statele Unite, de cercetare în Statele Unite, v-ați întors către România. Îl întreb pe domnul rector de o declarație, faptul că universitatea va iniția cursuri postuniversitare de genomică. Ce-mi spuneți despre asta? Sigur că am fost promotorul, cum spunea și Octavian, a creierii acestui institut de genomică în structura Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Activitatea de pregătire post-universitară este foarte importantă. Sigur că avem acum genetică medicală, avem rezidență genetică medicală, dar specialiștii formați trebuie să învețe continuu. Noi suntem studenți toată viața, niciodată nu terminăm de învățat, mai ales și în genomică. Descoperirile sunt de la o zi la alta cu totul remarcabile. Și aceste cursuri post-universitare de genetică și genomică intră în structura activității post-universitare din universitatea noastră. Am avut la un moment dat două granturi cu genetică la care am participat direct. Unul am fost noi parteneri și la altul chiar am coordonat o activitate de genetică în cancer, în patru tipuri de cancer, împreună cu cei din Islanda, de la DECODE. Pe baza acestor experiențe am ajuns la concluzia că trebuie să pregătim și noi. Studenții fac genetică în facultate, dar nivelul de a fi pregătit în genomică este cu totul altul și de aceea, la nivel post-universitar, organizăm aceste cursuri. Pe Octavian l-am cunoscut atunci când a fost premiat
în Gala Cercetării, la cercetări și imediat l-am atacat, să spunem așa, în pauză și l-am convins să spun că se întoarce în România să preia activitatea de management în cadrul acestui institut. Sigur că mai este un profesor Velculescu și sperăm că printr-o altă rotundă de guvern să dăm numele institutului Victor Velculescu, pentru că este unul din românii care a reușit în Statele Unite, a descoperit chiar transcriptomul, o noțiune cu totul deosebită și ne-a sprijinit, ne-a consiliat în dezvoltarea acestui proiect ROGEN și în dezvoltarea centrului acestui institut de genomică. Mai citeam așa, domnule doctor Octavian Bucur, secvențierea genomului uman ne poate da informații foarte detaliate despre predispozițiile unei anumite persoane, astfel încât să prevenim anumite patologii care pot apărea în decursul vieții. În Marea Britanie, secvențierea întregului genom a fost validată ca test de primă linie din 2021, după ce rezultatele unui studiu realizat în premieră la nivel mondial pe mai bine de 4.000 de persoane a arătat că 40% dintre bolile rare pot fi diagnosticate la nivel de genom. Așadar, de ce este important studiul genomului? Ce ne va aduce mai departe? Care este legătura între genom și boală? Și ce se va face pe mai departe? De ce este important un astfel de institut? În primul rând, genomica este studiul informației acizilor nucleici, informației de la nivelul fiecărei celule din corpul uman, exceptând hematiile. Prin genomică noi vom putea să avem un diagnostic mai bun, un diagnostic mai precis. Vom putea să previzionăm anumite evoluții ale unei patologii sau eventual apariția unei patologii în viitor. Și aceste două lucruri, în special un diagnostic mai precis, se leagă cu un tratament mai bun. Atunci când știi exact ce are un pacient, poți să ai o conduită de tratament mai bună, mai precisă și mai eficientă. Bineînțeles, informația genomică este de asemenea importantă pentru a stabili un prognostic și a putea eventual să influențăm acest prognostic pe viitor. Aș vrea să vă dau o idee a magnitudinii dezvoltării genomice în ultimii zeci de ani. Acum cam 20-30 de ani, toate țările din această lume, toate laboratoarele din această lume legate de genetică, împreună au secvențiat un singur genom uman în aproximativ 10-15 ani cu miliarde de dolari. În prezent există un aparat de secvențiere pe care o să-l achiziționăm și noi spre sfârșitul anului, care poate să secvențieze într-o zi aproximativ 55 de genomuri umane complet. Și la un preț de aproximativ 600 de dolari pe genom uman complet. Vă dați seama că la acest ritm de evoluție, peste 2, 3, 4, hai să spunem 5 ani, prețul unui genom uman va ajunge la, să spunem, 100 sau 200 de dolari, iar acest lucru corelat cu faptul că o parte din acești bani, dacă nu toți, pot să fie acoperiți de casa de sănătate, ne poate duce la ideea de a putea folosi secvențierea completă a întregului genom pe scară largă pentru populația României și pentru populația mondială. Deci acest lucru este important, fiindcă, așa cum a spus și dumneavoastră, ați dat un exemplu în bolile rare, există multe alte exemple foarte importante. Unul este, de exemplu, în emergency room, în camera de urgență, s-a demonstrat că pentru două treimi dintre pacienți și aproximativ 66%, o secvențiere completă a întregului genom aduce informații foarte benefice. Vă dați seama, dacă un pacient vine în comă, orice informație este utilă și secvențierea unui genom uman, mai ales dacă este foarte ieftină și foarte rapidă, ne poate da informații foarte utile despre, eu știu, predispoziții la alergii sau așa mai departe. Acesta este un alt exemplu și ce vreau să vă mai spun, că foarte multe patologii foarte comune în populația și a României, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare, cum ar fi hipertensiunea, cardiomiopatii, ateroscleroză, multe altele care sunt foarte comune, au componentă genetică și genomică. Astfel încât este foarte important să știm exact ce mutații sunt prezente și
cum putem să adresăm aceste mutații pentru a avea un tratament mai precis. Domnule rector, în prezent, practic, România nu are dezvoltată o infrastructură, exact cum spuneam, pentru date genomice sau dacă are o infrastructură, mă gândesc că are o infrastructură genomică fragmentată în anumite părți ale țării. Și vă întreb, practic, prin această inițiativă, prin acest institut, mai mult decât atât, România se va alinia la programe europene în domeniul genomicii și știu că domnul dr. Octavian Bucur a și participat de curând în Malta. Da, sunt diferite proiecte europene, One Million Genome, care se încearcă să participe fiecare țară cu genomul propriu și de astfel și scopul proiectului ROGEN, pe care o să-l începem în curând, sigur, acum să facem fișa de aplicație. Avem mulți parteneri, așa cum a spus și Octavian, în diferite colțuri de țară, pentru că noi trebuie să realizăm un genom național de referință. Scopul principal este de cercetare în acest proiect, ulterior putând să facem acele analize pe care actualmente nu le putem face în România și medicii care au pacienți cu boli rare le trimit în sănătate. Deci, făcând acest genom național de referință, noi vom realiza ceea ce nu avem deocamdată în România, eram siguri, nu eram pe harta genomicii lumii, astfel intrăm și noi în rândul țărilor civilizate care realizează acest genom național de referință. Vom recolta probe, evident, în diferite locuri din țară, pe baza unei analize statistice prefigurate, astfel încât să rezulte, într-adevăr, acest genom național de referință. Este și o mândrie pentru noi, ca asemenea cercetători, să vină la un institut din România și să lucreze aici pentru români, domnule rector. Da, sigur, Octavian a angrenat pe lângă alți cercetători din România foarte mulți colegi de sănătate care sunt cunoscuți pentru realizările lor în aceste domenii. Vor veni să lucreze atât pe proiecte, iar unii chiar să se întorc în țară să lucreze la institut. Deci sunt două modalități prin care pot dezvolta genomica, prin acest proiect de cercetare, dar și prin integrarea lor în structura personalului din Institutul de Genomică, care a fost o perioadă pe hârtie, dar începe să prindă contur și o să înceapă deja și concursurile de angajare a biologilor, a bioinformaticienilor. Ne lipsesc foarte mult bioinformaticienii. Ce sunt bioinformaticienii? Deci, sigur, se secvențiază genomul, dar acele date sunt undeva într-un calculator și trebuie cineva să le interpreteze și să găsească modificările din genomul respectiv, pe care mai departe, sigur, un genetician medical poate să dea informații pacientului ce are de făcut. Dar această bioinformatică nu este dezvoltată, chiar nu există în cor ocupație de bioinformatician. Și noi vom încerca să facem un masterat de bioinformatică și să căpătăm și o ocupație în registrul ocupațiilor din România, astfel încât să ne ajute în activitatea Institutului de Genomică și numai atât, dar și în țara, acolo unde sunt partenerii noștri și unde vor face și ei secvențieri. Dar, repet, institutul în sine va reprezenta la început o activitate de cercetare, dar ulterior sperăm să ajungem și la modalitatea prin care Casa de Asigurări se achite analize genomice pacienților cu boli rare, astfel încât să nu mai fie nevoie să fie trimise probele în sănătate. Domnule doctor Octavian Bucur, ultimă întrebare, prin tot ce mi-ați spus, practic mi-ați descris o nouă eră genomică și mai ales în România. Ce vă doriți pe mai departe? Sunt și obstacole? Care sunt gândurile dumneavoastră? Bineînțeles, în primul rând aș vrea să adaug câteva cuvinte celor ce a menționat domnul rector Jinga. La întâlnirea, eu sunt ca participant, ca reprezentant al României la inițiativa One Plus Million Genome, am participat la două întâlniri în noiembrie anul trecut la Barcelona și săptămâna trecută la Malta și vreau să spun că România a fost lăudată pentru progresul din ultima perioadă în domeniul genomicii, având în vedere că până în mai, cum a spus și dumneavoastră, mai 2023, anul trecut, România nu era pe harta genomică a Europei. În acea lună, România a semnat actul prin care face parte din One Plus Million Genome, inițiativa principală în domeniul genomicii la nivel european. Și apoi, în numai 6-8 luni, România a reușit să se integreze în One Plus Million Genome, Genomic Data Infrastructure,
și-a manifestat interesul pentru a face parte din Edicon Genomics, a devenit observator la Elixir. Este parte a proiectului Genome of Europe, la care genomul român va fi afiliat. Toate aceste inițiative într-o perioadă foarte puțină și aș vrea să menționez că această eficiență se datorează în mare parte domnului rector, dar și directorului adjunct al Institutului de Genomică, domnul Adrian Buzatu, care au reușit împreună să împingă toate aceste inițiative. Și aceste lucruri s-au corelat și cu, să zic, o abordare pozitivă din partea personalului politic, a guvernului României, dar și a fondurilor rogeni care vor veni în perioada următoare. Eu sper pentru institut că institutul va putea, împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, și împreună cu partenerii săi, să putem să devenim un pol de genomică important în regiunea Europei, să putem să ne afirmăm la nivel european. Și, bineînțeles, în perioada următoare de 3-5 ani, prin proiectul ROGEN, să creăm genomul național de referință și să dezvoltăm noi tehnologii pe care să le punem în aplicație în clinica din România. Una dintre ele aș vrea să menționez acum, legat de profesorul Velculescu, pe care l-a menționat și domnul rector Jinga. Dânsul a dezvoltat o tehnică importantă pentru detectarea a diverselor tipuri de cancer în sânge, biopsie lichidă se cheamă. Chiar una dintre aceste tehnologii legate de cancer de plămân a fost aprobată în Statele Unite în decembrie anul trecut și noi prin proiectul ROGEN, sau una dintre activități, este legată de testarea acestei tehnologii și dezvoltarea ulterioară în diverse tipuri de cancer, cum ar fi cancerul hepatic, astfel încât sperăm noi ca în câțiva ani, la terminarea proiectului sau chiar înainte, să putem să punem această tehnologie pe piața românească și în sprijinul pacienților români.